Practic, se înjumătățesc sumele alocate de Consiliul Județean, când discutăm de bugetul Consiliului Județean. Sumele acordate de Consiliul Județean se înjumătățesc, s-a schimbat și cota de cofinanțare pe care UAT-urile trebuie să o pună pentru a putea accesa astfel de proiecte. Și vreau să formulez un amendament aici, în sensul majorării valorii alocate pentru totalul proiectelor aprobate la nivelul fiecărui UAT, la nivelul sumei aprobate anul trecut. Adică la nivelul valorii de 1 milion de lei, 60% cofinanțare și 40% alocare de fonduri proprii. 1 milion de lei la fiecare UAT? Per total proiect. Nu, 6 miliarde. 6 miliarde să alocăm de la Consiliul Județean. Asta este ceea ce... Pentru fiecare UAT? Pentru fiecare UAT, da. 600 de mii de lei. Ținând cont și orașele și municipiul Urela, nu? Exact ca anul trecut. Am deci pentru oraș și pentru toată lumea aprobăm 600 de mii de lei. Asta este amendamentul pe care vreau să-l fac. Da? 600 de mii de lei, iar cota de cofinanțare să fie 60% Consiliul Județean, 40% UAT. Asta este propunerea. Noi avem bani în fondul de rezervă astăzi și stăm cu niște bani blocați acolo, în loc ca aceste sume să fie direcționate către zonele unde este cu adevărat nevoie. Iar la nivelul fiecărui UAT, cred că administratorii de acolo, primarii, știu care sunt nevoile lor, mult mai bine decât putem să analizăm noi într-o sală de Consiliu. Asta este amendamentul și vă rog să-l supuneți la vot în formă. Vă spun la vot amendamentul domnului consilier Dănăilă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul a trecut.